Salut! În primul rând, vreau să fiți foarte atenți pe tot parcursul videoului. Vreau să ascultați cu atenție tot ce am de spus și să nu dați skip sau ceva de genul. Deci vă uitați la tot, de la început la sfârșit. Pentru că vor fi chestii explicate aici în video, în caz că veți avea nevoie de ajutor, în caz că nu vă merge jocul. De asemenea, dacă e posibil să nu vă meargă, e posibil uneori să fi sărit peste, nu știu, o parte din video și de aia să nu fi auzit tot ce ar fi trebuit să auziți de fapt. Să luăm cu începutul. A ieșit The Sims Dine Out. The Sims 4 Dine Out. Yay! Skid Row și-a făcut treaba. Ca de obicei, ca de obicei. Deși puțin cam întârziat, dar e ok, ok, am așteptat, nu-i nimic. Ca să intru în acest tutorial, va trebui să vă dezactivați antivirusul. Asta e primul pas. Dacă aveți un antivirus instalat, o să-l găsiți probabil pe aici, prin bara de start. O să aveți iconița antivirusului. Tot ce va trebui să-i faceți va fi să-i dați click dreapta și să-i dați disable sau în română dezactivați. O să vă întrebe la fiecare antivirus pe ce perioadă vreți să îl dezactivați și mereu uitați până se va restarta calculatorul. Until the computer will be restarted. Dacă încă sunteți puțin confuzi legat de dezactivarea antivirusului, am avut un video separat în care am explicat cum să puneți Sims 4 la excepții, care va urma puțin mai încolo după ce vom descărca jocul, dar aici am precizat și cum să dezactivați antivirusii respectivi în caz că aveți unul din următoarele. Și la Kaspersky am spus și la Avast, AVG, Node32, Norton, Avira și McAfee. Am explicat la toate, să știți cum să le dezactivați și dacă nu vă descurcați după cum am spus mai devreme. Linkul oricum am să-l las în descriere către videoul ăsta, deci nu o să fie o problemă ca să-l căutați voi singuri. Precizez de pe acum, dacă aveți McAfee Security, acest antivirus, sau dacă aveți Bitdefender, am făcut un video separat în care am explicat cum să-l dezinstalați, pentru că aceste două antivirusuri, în aceste două antivirusuri, nu puteți să vă puneți The Sims 4 în excepții, ceea ce înseamnă că la un moment dat antivirusul își va face treaba, va scana calculatorul și în momentul acela vi se va șterge crack-ul. Și nu aveți ce să-i faceți în legătură cu asta, pentru că, mă rog, așa sunt făcute aceste antivirusuri. Dacă țineți neapărat să vă instalați alt antivirus, după ce ați dezinstalat Bitdefender sau McAfee, în caz că aveți, sugerez să vă descărcați Avast Free. Am lăsat aici link în acest video. După cum se vede, puteți să-i dați free download, apoi se descarcă și presupun că știți să-l instalați. N-ar trebui să fie o problemă prea mare. După ce v-ați dezactivat antivirusul, dacă ați mai avut Sims până acum și nu vreți să vă pierdeți Sims și, sau niște case sau moduri sau orice ați avut, va trebui să intrați în My Documents, să le găsiți. Depinde dacă aveți iconiță pe desktop sau dacă l-aveți în Starts. Intrați în Documents și aveți Electronic Arts. Intrați acolo și aici aveți folderul The Sims 4. Bun. Va trebui să îi dați copy la folderul ăsta și să-l mutați oriunde vreți voi. Ok, s-a copiat. Asta, după cum spuneam, ca să nu pierdeți nimic dacă ați mai avut Sims instalat până acum. Al treilea pas. Dezinstalarea Sims-ului anterior. Pentru a dezinstala Sims-ul anterior, pe care probabil îl aveți, cele anterioare au fost repacks, adică a fost făcut un installer care se ocupa să instaleze toate expansions, așa că va trebui să-l dezinstalăm. Intrați și voi în Start, în Control Panel. De obicei, Control Panel apare direct acolo. Dacă nu apare, îi dați click dreapta pe Start și îi dați Control Panel. Și uitați voi mai jos, dacă nu apare așa,
dacă nu apare cu iconițele așa și vă apare de genul ăsta, trebuie doar să-i dați sus aici la View By, să-i dați Large Icons. După cum spuneam, intrăm la Programs and Features și vă duceți voi mai jos. Undeva pe aici o să scrie The Sims 4 Deluxe și toate cele, numele jocului. Îl căutați cu atenție și îl dezinstalați. O să-i dați Uninstall, urmați pașii cu Next, Done, Next, pe acolo ce aveți de făcut ca să-l dezinstalați. Și așa ați dezinstalat The Sims 4. Mai departe va trebui să vă descărcați jocul. Pentru a descărca The Sims 4, va trebui să intrați pe linkul pe care am să-l las în descriere, bineînțeles, de la skidrowreloaded.com. Se va deschide această pagină, vedeți aici, The Sims 4 Dynout, și va trebui să-i dați mai jos și unde scrie Torrent, îi dăm click pe această chestie, pe acest link. Îi dați Download Now și se va descărca torrentul pentru The Sims 4 Deluxe Edition cu Dynout și toate cele. După ce deschideți torrentul, dați dublu click și, bineînțeles, vă trebuie uTorrent, va trebui să vă descărcați jocul oriunde. Important! Jocul vine direct instalat, deci nu trebuie să faceți absolut nimic. Deci totul e direct instalat pentru voi, fără instalare, fără nimic. După cum spuneam, va trebui să-l descărcați unde vreți. Eu l-am deja descărcat în locul respectiv, am să-i dau doar așa de demo în alt loc. La un moment dat o să se conecteze și o să înceapă descărcarea. Se poate să dureze foarte mult. Mie mi-a luat undeva la 2 ore, pentru că în același timp mai mulți îl descărcau. Pe aceea și de 2 zile. Ieri am făcut un live stream cu chestia asta și a trebuit să pun stream-ul pe pauză și l-am împărțit în 2 părți ca să vadă lumea live cum să-l instaleze. Bun, după cum spuneam, după ce o să se descarce, am să-l opresc, bineînțeles, pentru că eu l-am deja. După ce se va descărca, vreau să fiți foarte atenți, pentru că aici e cel mai important lucru. După descărcarea jocului, nu trebuie să-l deschideți, deci sub nicio formă nu îl deschideți. Va trebui să intrați în antivirusul pe care îl aveți, dacă aveți unul instalat, și să adăugați jocul la excepții. Din nou, după cum spuneam, aici, în acest video, am explicat pentru fiecare antivirus în parte. Se vede, pentru antivirusul pe care îl aveți, dați click pe timpul respectiv. Iar acolo explic cu antivirusul în față cum să băgați folderul jocului la excepții. Deci va trebui să țineți minte unde l-ați pus, unde l-ați descărcat mai degrabă. Acum am să fac un demo cu Windows Defender, cum să-l puneți la excepție, pentru că eu nu folosesc un antivirus, dar Windows Defender e incorporat Windows-ului, deci până la urmă tot folosesc un antivirus. Am să intru în Start, deci și voi, dacă nu aveți un antivirus și aveți, după cum spuneam, Windows 7, 8, 8.1 și 10, o să aveți Windows Defender. Ca de obicei, intrați în Start, scrieți Windows Defender, după care intrăm în setări, dăm mai jos și îi dăm aici Add an Exclusion, exclude a folder, alegeți folderul unde s-a descărcat jocul, deci direct descărcarea, după cum am spus, și dați Exclude this folder și va intra aici în această listă și jocul nu va fi scanat, mă rog, folderul respectiv nu va fi scanat de antivirus și nu veți pierde crack-ul. După ce ați pus și jocul la excepții, va mai exista o mică problemă. Repack-urile la care am făcut videouri mai de mult veneau cu instalarea pentru Microsoft C++, ceva de care aveți nevoie. Va trebui să vă las linkurile separat și, bineînțeles, le-am lăsat deja. Veți avea nevoie de Visual C++ 2013, 2012, 2010 va fi în funcție de ce sistem de operare aveți, dacă e pe 64 biți sau pe 32. Acela pe 32 va apărea cu 86 pentru descărcarea la C++. Ca să determinați ce fel de sistem de operare aveți, veți intra din nou în Start, veți scrie System,
îl deschideți, iar aici la System Type aveți 64 sau v-a scris 32 în funcție de cum vă suportă calculatorul. Așa veți ști și ce Microsoft Visual C++ 2010 să descărcați. Unul din aceste link-uri. După cum am spus, am să las link-urile, bineînțeles, în descriere. După ce ați instalat chestiile astea, 3, în caz că totuși v-a venit cu o eroare jocul când v-ați încerca să-l deschideți, iar eroarea va scrie MVK, deci dacă a început cu MVK, o să scrie niște numere sau ceva și apoi .dll, în cazul ăsta înseamnă că vă lipsește unul din aceste C++, așa că aș sugera să, mă rog, dacă într-adevăr vă apare eroarea aia, îmi lăsați un comentariu, iar eu am să încerc să vă dau și linkurile la celelalte C++, deși am impresia că nu sunt necesare neapărat. E posibil totuși să vă ceară și 2005 și 2008, în caz de ceva. Asta numai în caz că apare eroarea aia cu .dll. După ce ați instalat și Microsoft Visual C++, putem să căutăm unde s-a descărcat jocul ca să îl încercăm. O să deschidem The Sims 4 Dine Out, sau, mă rog, o să apară cu numele ăsta când îl descărcați, asta dacă nu îl băgați voi în alt folder. The Sims 4 Deluxe Edition, știți voi. Și apoi înăuntru e The Sims 4. Bun, va arăta cam așa cum să verificăm de pe ce iconiță pornim jocul. Mai devreme am specificat că va trebui să știți ce tip de sistem aveți. Intrați voi acolo la sistem și căutați 64 sau dacă e pe 32. Oricum aveți nevoie pentru C++ să știți informația asta. Dacă e pe 64, bineînțeles, veți copia această minunată iconiță pe desktop cu paste shortcut, nu doar paste, deci paste shortcut. Asta e ca să deschideți The Sims 4 pentru cei cu Windows-ul cu 64 de biți, iar iconița normală e pentru cei cu 32. Dacă deschideți jocul și vă apare o eroare și vă cere ceva legat de Origin și vă spune please make sure Origin is running before you start the game sau, mă rog, undeva pe acolo, eroarea asta înseamnă că ați ratat unul din pași, iar crack-ul v-a fost șters de antivirus. Asta e eroarea standard. Deci dacă apare eroarea asta, înseamnă că ați ratat ceva din ce am explicat și n-ați făcut ceva bine, pentru că, după cum am spus, varianta asta e mult mai ușoară de instalat. Mă rog, de instalat, vin oricum instalat. E mult mai ușoară de operat, să zic, și ar trebui să meargă dacă faceți exact chestiile astea. Totuși, în caz că aveți probleme cu crack-ul, după cum am zis, și vă cere Origin, va trebui să faceți așa. Intrați pe acest link, am să las link-ul și în descriere. E un crack care vine de la Games for the World, așa că va trebui, asta numai în caz că aveți probleme cu eroarea aia respectivă, am spus. Cum că nu vă merge Origin sau asta e chestia. Uneori e posibil ca atunci când vă reporniți antivirusul să nu pornească jocul și să dea eroarea asta. În cazul ăsta, ce aveți de făcut e numai să încercați o singură dată să vă mai dezactivați antivirusul și să încercați jocul fără antivirusul activat. Dacă vă merge, înseamnă că antivirusul blochează crack-ul. Dacă nu merge și aceeași eroare apare, intrați pe acest link după cum am spus, îi dați click aici, click here to download. Și bineînțeles, o să-i dați pe download. Știu că are 3 GB, știu că o să dureze destul de mult, dar s-ar putea să fie singura variantă să vă repare jocul. Bun. Am și crack-ul acesta descărcat pe undeva. Numai ca să vă arăt o variantă demo. În caz că, am spus, asta e în caz că vă dă eroarea. Ok.
Deci, nu copiați crack-ul ăsta dacă vă merge jocul imediat după ce l-ați pus și la excepții, după ce ați instalat C++ și toate alea. Deci, după ce ați instalat C++, puteți porni jocul. Puteți să-l porniți și să vedeți dacă merge. Am spus în caz că nu merge, abia atunci puteți să căutați acest crack și să încercați să-l puneți peste joc. Cum puneți crack-ul peste joc? După ce îl descărcați, îl căutați, apare așa The Sims 4 Ultimate Fix, îl deschideți cu WinRAR, bineînțeles, și va trebui să copiați toate chestiile astea în afară de Installation Guide. Le dați Extract to a Specified Folder. Căutați unde ați descărcat jocul, după cum spuneam mai devreme. Intrați în folderele astea și intrați până în folderul unde aveți toate folderele respective. Deci, până în ultima, de unde încep folderele astea mai multe să fie răsfirate. Și o să-i dați OK. Va trebui să-i dați Yes to All în cazul în care vă cere să dați Replace la unele fișiere. Deci, ca să înlocuiți unele fișiere, va trebui să-i dați Yes to All după ce ați dat OK. Deci, Yes. Nu-i dați No, da? Îi dați Yes. N-am nevoie să fac asta pentru că mie merge jocul. Bun. Acum, am să pornesc jocul, să vă arăt un demo că merge. Uneori poate dura destul de mult până se deschide. Cel puțin prima dată când încercați să deschideți jocul va dura ceva și va putea dura și mai mult a doua oară când încercați să-l deschideți. Asta depinde de viteza procesorului, deci nu vă faceți griji pentru că jocul merge. E posibil să așteptați undeva și la 3 minute, probabil. Deci, nu vă panicați. După cum vedeți, jocul merge, deci n-ar trebui să aveți nici voi o problemă dacă urmați exact cum... Exact ce v-am spus. După ce ați deschis jocul prima oară, va trebui să-l închideți, pentru că a avut timp să-și creeze fișierele alea din My Documents. Acum, cum să vă copiați toți sim și la loc și casele și tot ce ați avut din jocul anterior? Vă duceți unde ați copiat inițial din My Documents, acel folder de Sims 4, și va trebui să-i dați copy și îl copiați înapoi în Documents Electronic Arts, iar el se va copia peste acel folder de Sims 4 și dați replace the files in the destination. Și acum aveți și toate casele și sim și din jocul anterior, deci nu ați pierdut absolut nimic. După cum am zis, asta a fost tot. Va trebui să vă meargă. Deci, dacă nu vă merge, ați făcut voi ceva. Sunt cu ochii pe voi. Eu vă urez distracție plăcută și sper să vă meargă.